Salutare, prieteni! Poate vă întrebați ce cu această apariție subită. Ei bine, vreau să-i mulțumesc pe această cale domnului Neamțu pentru că mi-a oferit un prilej de a aduce o plusvaloare canalului meu de YouTube, care se numește Amatorii de Cultură, unde am înregistrat un podcast pe care vreau să-l împărtășesc și pe canalul domnului Neamțu. Este vorba de o discuție cu fizicianul Cristian Presură. Am vorbit pe câteva subiecte destul de, să zic, de relevante pentru actualitatea în care trăim. Cristian Presură, după cum știți, este un om de știință, un fizician, un inventator. Actualmente este stabilit în Olanda, unde practică domeniul pe care îl îndrăgește și despre care vorbește cu atâta pasiune, și anume fizica. Și este de ajuns, ca să zic așa, pentru o scurtă introducere, pentru că urmează să urmăriți această minunată discuție, căreia vreau să-i mulțumesc și domnului Presură, fiindcă a acceptat invitația de a participa la acest podcast. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la Amatorii de Cultură. Astăzi îl am alături de mine într-un fenomenal podcast pe un remarcabil om de știință, fizician, inventator. A inventat acel senzor optic care îți măsoară pulsul, pe care îl vedeți la ceasurile astea moderne. Este vorba despre românul Cristian Presură, actualmente stabilit în Olanda și care lucrează în domeniul său, adică fizica. Celebru în spațiul public, dar și pe YouTube, vreau să-l salut cu căldură pe Cristian Presură și să-i mulțumesc că a acceptat această invitație. Cristi, te salut! Cristi, bine te-am găsit! Bine te-am găsit și eu! Cristi, dacă ar fi să facem așa, să schițăm o antropologie a științei din istorie începând din antichitate, vedem că ea era inițial nedespărțită de filozofie. Vedem că erau acele, nu, școli din antichitate, școala pitagoreică, școala milesiană, a lui Tales, Aristotel iarăși este cunoscut pentru această sinteză între fizică și preocupările mai metafizice. Și de la antichitate am ajuns la Evul Mediu, unde la fel este fizica și știința acuplată la partea spirituală, dar în modernitate deja începe să se cam ducă pe cont propriu știința și avem parte de un șoc pe care tu l-ai descris în cartea ta ca fiind numit șocul materialismului. Dacă ne poți explica puțin ce presupune materialismul? Într-adevăr, știința a făcut parte din filozofie, de fapt știința este copilul filozofiei, pentru că la început am avut filozofia fenomenelor naturale, filozofia fenomenelor naturale. Deci atunci când Aristotel se întreba de ce cad corpurile și el își imagina că toate lucrurile trebuie să meargă către centrul universului și acel centru al universului trebuie să fie centrul pământului, asta este o filozofie a fenomenelor naturale. Înțelegem că toate lucrurile trebuie să cadă către pământ, așa cum a observat și Aristotel, pentru că ele caută să ajungă către centrul universului. Și unde este centrul universului dacă nu în centrul pământului? Și atunci ele cad în jos. Filozofia științelor naturale a făcut parte din filozofie foarte mult timp, însă a stat cumva pe margine, adică n-a reprezentat partea principală a filozofiei. Abia cu Galileo Galilei, filozofia științelor naturale are un avânt uriaș. Prin două lucruri. Odată prin metoda pe care o folosește, și anume matematică, și a doua prin experiment, pentru că experimentul verifică matematica. Deci ai această combinație pe care noi în fizică o numim între teorie și experiment. Și lucrurile încep să meargă foarte, foarte bine și la un moment dat se separă filozofia științelor naturale, nu se mai predă la facultățile de filozofie, ci ne vine ceva de ceva de sine stătător, care noi numim știință. Și se ocupă în continuare despre lucrurile naturale. Și aici vine răspunsul la întrebarea ta cu materialismul. Materialismul este în esență o filozofie care spune că toate lucrurile care există sunt materie. Deci materialismul nu înseamnă că uite, eu sunt materialist și deci vreau să câștig mulți bani. Asta este interpretarea populară.
Materialismul în sens filozofic, sau mai bine spus în sens, este un alt cuvânt mai potrivit care se numește fizicalism. Cele două au aproximativ același sens. Spune că toate lucrurile din univers sunt materie. Deci, fizica, prin esență de la Galileo Galilei, sau știința în esență de la Galileo Galilei, se concentrează asupra studiului materiei, da? Deci nu își pune probleme filozofice, de sens, care este scopul lucrurilor, către ce ne îndreptăm, cum ar trebui să fie ele. Nu are aceste întrebări în structura ei, deci știința nu are aceste întrebări în structura ei de la Galileo Galilei încoace, ci știința se întreabă cum este natura, care sunt legile naturii, cele pe care le observăm. Și de aici mai departe, din acest studiu al științei, din acest studiu al naturii prin intermediul științei, a apărut mai târziu această filozofie care se numește materialism sau fizicalism, mai bine spus, care spune că toate lucrurile din univers, nu numai cele pe care studiază știința, deci nu numai atomii, nu numai galaxiile, nu numai planetele, că toate lucrurile de fapt din univers ar fi descrise prin legi ale științei, legi matematice, așa cum a făcut Galilei atunci, de exemplu, când s-a uitat la căderea corpurilor. Și ca să folosesc o expresie mai drastică pe care ai adus-o tu în cartea ta, acest șoc al materialismului ne dă o perspectivă foarte rece asupra vieții, încât unii materialiști ajung să creadă că între moartea unui copil și dezintegrarea prapului nu e nicio diferență, ambele fiind materie. Deci, materialismul în esență, asta este esența materialismului, că totul este materie. Acum, trebuie făcută o diferență între ceea ce spune filozofia asta și ceea ce cred oamenii. Pentru că eu cred că absolut toți oamenii personal au niște credințe. Adică credem, suntem oameni, credem în ceva, toți avem credințe de o formă sau cealaltă. Din cauza asta, trebuie făcută o diferență între ceea ce spune filozofia și ceea ce gândesc oamenii. Gândirea oamenilor este mult mai complexă, nu poți să reduci gândirea unui om la o singură formă de filozofie. Dar, într-adevăr, materialismul sau filozofia materialismului sau filozofia fizicalismului vine într-adevăr, așa cum spui tu, cu această senzație de rece, cu această senzație de indiferență. În esență, cosmosului îi este indiferent de om, îi este indiferent și de un copac, îi indiferent și de o planetă, el își face lucrurile lui conform legilor naturii pe care le urmează. Ceea ce, într-adevăr, ne sperie pe noi oamenii, pentru că cosmosul este indiferent la noi, dar pe de altă parte ne face atenți și la o realitate. Pentru că dacă vine un asteroid către Pământ, trebuie să fim conștienți că asteroidul ăla se îndreaptă către Pământ și noi trebuie să luăm niște metode și să ne apărăm de el conform legilor științei, adică trebuie să calculăm traiectoria asteroidului, trebuie să calculăm forțele de care avem nevoie să-l facem să devieze. În același fel, de exemplu, când vorbim despre coronavirus, da? Coronavirus este o structură materială care se dezvoltă într-un virus și care interferează cu biologia omului. Universului, dacă i-ar părea păsa de om, ar putea să spună stop coronavirus, acum. Ei, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Omul trebuie să vadă cum funcționează coronavirus, care sunt structurile, cum putem construi un vaccin, cum putem să ne apărăm noi oameni. Deci există și această latură pozitivă, aș putea spune, în a vedea universul ca rece, sau lumea, sau partea materială a universului ca rece și indiferentă față de om, pentru că ne face atenți să ne apărăm acolo unde este cazul. Chiar trebuie să ne apărăm. O întrebare mai personală. Tu te consideri pe tine un materialist? Eu nu sunt un materialist, adică nu. Am povestit asta mai detaliat în ultima mea carte, care este diferența între un copil și un laptop. Și cei care vor să o citească, da, într-adevăr, la curent. Vor descoperi acolo că nu sunt un materialist și vor vedea și de ce nu sunt un materialist. Le lăsăm această plăcere atunci și aș trece la următoarea întrebare. O curiozitate care a făcut ocolul lumii și a știrilor și a avut o rezonanță greșit înțeleasă despre particula lui Dumnezeu, sau așa zisul boson Higgs.
are de-a face cu divinitatea, care e treaba cu el mai exact? Da, nu are deloc de-a face cu divinitatea, este doar un titlu care a prins în mass media. Este vorba de o particulă o particulă a cărei existență a fost ipotetizată, să spun așa. Deci oamenii au presupus că acea particulă există din anii 60 și ceva, 70, numai că n-au putut să o măsoare decât acum aproximativ 10 ani. Deci timp de 50 de ani au căutat după acea particulă, n-au găsit-o. Și la un moment dat, un jurnalist a numit particula respectivă the goddamn particle. The golden particle în engleză înseamnă cu totul altceva, înseamnă particula aia pe care nu putem să o găsim. Și cel care, mă rog, urma să publice articolul respectiv, editorul, s-a uitat la titlu și a spus, mă, știi ceva, mie nu-mi prea place titlul ăsta, că e prea agresiv, the golden particle. Ce, hai să-i spunem particula lui Dumnezeu, că este cumva mai atrăgătoare și mai prietenoasă. Deci, un titlu mai prietenos. Și așa a făcut, a luat același articol al fizicianului, fizicianul își exprima frustrările, că de ce nu putem să descoperim particula asta? I-a schimbat doar titlul, i-a spus particula lui Dumnezeu și articolul respectiv a avut un foarte mare succes. Ei, și de atunci i-a rămas titlul, particula lui Dumnezeu. Despre ce este vorba în esență? Din punct de vedere fizic e ceva extraordinar, ceva foarte puțin cunoscut, dar fascinant. Și anume, că vidul nu există așa cum ni-l imaginăm noi. Da? Imaginează-ți că eu am zona asta de aer, de aici, în camera în care sunt. Și zona asta este formată din aer. Sunt molecule de aer care la ora actuală merg cu viteze de, știu și eu, 1 km pe secundă, aproximativ viteza glonțului. Molecule de azot, molecule de oxigen și tot bâzie pe aici, în zona în care sunt. Nu o să spunem că eu iau particulele astea și le pun la o parte, da? Iau o pompă de vid și cu pompa aia de vid scot toate particulele. Aici o să am o zonă de vid. Întrebarea este, se mai află ceva aici? Și toți oamenii vor spune, nu se mai află nimic, ai scos aerul, ce să se mai, nu se mai găsește nimic. Ei bine, există ceva care se numește câmp Higgs. Câmpul Higgs există peste tot în univers și există și în zona asta de vid. Și eu le asemăn unui câmp de forță. Ai văzut când iei doi magneți și încerci să-i apropii? Vezi că nu se pot apropia dacă au același pol, nord cu nord. Și pare că între ei este un câmp de forță. Ei, acela este câmpul magnetic. Într-adevăr, în zona respectivă există câmp magnetic și câmpul acela magnetic face ca magneții să nu se atragă, să nu poată fi apropiați. Ei, în același fel, există o altă formă de câmp magnetic între ghilimele, un alt câmp, mai bine spus, care se numește câmpul Higgs. Și el există peste tot în cosmos. Și noi trăim în acest vid, în acest câmp Higgs, pardon, tot așa cum peștii trăiesc în apă. Cu singura deosebire că apa se găsește doar în oceane, pe când acest câmp Higgs, ca o apă a oceanului între ghilimele, se întâmplă tinde peste tot în cosmos. Peste tot, pe oriunde este vid, nu numai, adică și în interiorul atomilor și în spațiul dintre atomi și aici peste tot există acest câmp X. Și noi până acum nu l-am observat. Tot așa cum peștii, în esență, da, apa este transparentă, poate să spună, domnule, era odată o glumă cu doi pești, spunea că doi pești vorbeau. Și zice, auzi mă, zice, ce au descoperit cercetătorii, zice, se pare că noi notăm într-o apă. Se pare că există apă. Ei notau în apă fără să-și dea seama că apa există. După cum noi, mult timp, îți dai seama, respirăm în jur, trăim în jur, fără să fim conștienți de existența aerului. Ei, în același fel, am existat foarte mult timp fără să fim conștienți de existența acestui câmp Higgs. Dar el există, noi suntem în interiorul lui. Și cum poți să demonstrezi eficienic acest câmp Higgs? Există? Ei bine, câmpul Higgs este ca o saltea, are niște oscilații și orice oscilații vin cu niște pachete de energie pe care le înmagazinează. Pentru că atunci când lovești o saltea, ea începe să vibreze, ea înmagazinează energie în vibrațiile respective. La fel și câmpul ăsta Higgs, câteodată vibrează și în momentul când vibrează are niște pachete de energie în vibrațiile respective, în energia respectivă, iar pachetele de energie reprezintă niște particule, pe care noi le numim particulele Higgs, fizicienii. Ei, despre aceste particule e vorba
Și acestea sunt particulele lui Dumnezeu, așa cum au fost denumite ele în articolul respectiv. Deci, practic, fizicienii căutau de mult timp aceste particule, aceste vibrații ale saltelei ale câmpului Higgs, care este extrem de importante în fizică, nu le găseau. Cineva le-a numit particulele lui Dumnezeu, sau particula lui Dumnezeu, da, particula Higgs. Ea a fost descoperită, dacă nu mă înșel, în anul 2012, s-a dat premiul Nobel. Și a fost descoperită. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă decât că aceste particule există și dacă există aceste particule, într-adevăr există câmpul Higgs. Și asta este lucru cel mai fascinant dintre toate. Câmpul Higgs există. Cu ironia că vidul nu este gol. Exact. Cu ironia că vidul nu este gol. Și este, asta este una dintre frumusețile fizicii, că pe măsură ce înveți, descoperi lucruri de care nu știai înainte. Gândește la strămoșii noștri, la Aristotel. Cât era Aristotel, deci și Platon, n-avea nicio idee despre undele radio. N-avea nicio idee. Dacă îi spuneai atunci lui Aristotel, păi peste 2000 de ani oamenii o să vorbească la distanță de 3000 de kilometri. El și-ar fi imaginat așa, ok, unul stă într-o parte și urlă, bă! Și el altul la 2000 de kilometri ascultă. Nu se poate așa ceva, ar fi spus Aristotel, știi? Pentru că nu era conștient de existența undele electromagnetice. Și tot așa noi acum, până acum n-am fost conștienți de câmpul Higgs. Și îți dai tu seama câte lucruri mai există în universul ăsta de care noi nu suntem conștienți? Și n-am menționat, bineînțeles, materia întunecată și energia întunecată de care tot așa n-am fost conștienți de foarte mult timp. Cristi, mi-ai realizat o pârghie pentru următoarea întrebare, că ai început să vorbești despre câmpuri. Aș vrea să ne explici așa pe scurt câteva noțiuni din cel mai fascinant, cred că, domeniu al fizicii și cel mai de actualitate, și anume fizica cuantică, respectiv ce este superpoziția cuantică și colapsul cuantic. Da. Superpoziția cuantică este situația asta paradoxală când un obiect ar putea fi, în principiu, în două locații simultan. Deci dacă noi suntem obișnuiți cu lucrurile clasice, pixul ăsta este aici. Sau este aici, sau se deplasează dintr-o parte în alta, dar la un singur moment el este într-o singură poziție și are o singură configurație. Ei bine, în mecanica cuantică și fizica cuantică se ocupă cu particulele subatomice, deci nu cu lucrurile mari, cu lucrurile mai mici decât un atom, cu electronii, cu protonii, cu quarci, cu tot ceea ce există în interiorul atomilor și nu numai, particulele elementare adeseori. Și particulele elementare, printre altele, de exemplu electronul, are această proprietate ciudată care se numește superpoziție cuantică. El poate fi simultan în mai multe locații din spațiu, deci atât aici cât și aici. Este paradoxal, este extrem de paradoxal. Trebuie să ne imaginăm, de exemplu, că acest pix ar trebui să fie atât aici cât și aici, simultan în două locații. Electronul numai că poate să aibă această proprietate, el de fapt întotdeauna o capătă foarte repede. El în interiorul atomului întotdeauna se găsește în mai multe locații simultan. Dacă noi ne imaginăm înainte că electronul orbitează în jurul nucleului, ne-am înșelat. De fapt, ne-au păcălit profesorii de la școală. Ăsta este un model semiclasic. Este un model, dar nu este cel mai bun. Un model mult mai aproape de realitate este să spunem că electronul este simultan în toate locurile care fac parte din orbita respectivă. Asta este superpoziție cuantică. Numai că superpoziția cuantică vine cu un alt principiu fascinant care pune toată problema în perspectivă, și anume colapsul cuantic. Pentru că fizica cuantică spune așa. Să spunem că un fizician reușește să pună pixul ăsta într-o superpoziție cuantică, în două locații simultan. Să spunem. Până acum nimeni n-a reușit, dar să spunem, da? Ei, dacă reușește și se uită la pixul respectiv, va vedea oare pixul în două locații simultan? Și răspunsul nu. Răspunsul este că nu. Mecanica cuantică spune că pixul ăsta, odată ce te uiți la starea de superpoziție cuantică, starea de superpoziție cuantică se strică, noi spunem că ea colapsează și pixul se va găsi și va deveni un pix normal într-o singură locație. Deci oricât aș încerca eu să mă uit la superpoziția cuantică, nu o să-l văd în două locații simultan, ci o să-l văd numai într-una singură. Dar atenție, nu pentru că eu nu am ochi de Superman sau ceva de genul ăsta, nu. Pentru că simplu meu act de observare a distrus starea de superpoziție cuantică, ea a colapsat și de unde înainte pixul ăsta avea această proprietate cuantică, dintr-o dată a devenit unul clasic. Și el se găsește numai aici. La prism flagrant, exact.
Exact. Și asta este, asta este o problemă filozofică foarte importantă în fizică, pentru că nu înțelegem la ora actuală cine provoacă acest colaps. Știm că acest colaps are loc, însă nu știm dacă este provocat de lucrurile care sunt în jur, de faptul că noi ne uităm la el, sau de însăși faptul că conștiința noastră devine conștientă de existența pixului. Adică există teorii în fizică care au această abordare până la urmă, că simplu act de observare, deci chiar conștiința observatorului, faptul că un observator este conștient de pixul respectiv, provoacă colapsul. Și e o abordare care e foarte greu de îngurgitat, să spun așa, pentru fizicieni. Caută niște soluții mult mai normale, așa, fără să implice conștiința observatorului. Numai că e foarte interesant că până acum nimeni n-a rezolvat problema asta, colapsului, și atunci una dintre soluții este și soluția asta, într-adevăr, conștiința observatorului, simplu act de observare este cel care provoacă colapsul. Și Cristi, scriai că universul nostru, după concluziile oamenilor și fizicienilor și oamenilor de știință, se află într-o stare de colaps cuantic. Înseamnă că a avut loc o prindere în flagrant a acestor câmpuri care sunt... Exact. Acum aș forța puțin nota ca să fie lucrurile mai interesante. Înseamnă că cineva, un observator din exterior, ar fi prins cumva în flagrant toată această superpoziție cuantică care este, a fost de fapt universul? Da. Se poate deduce chestia asta? Întrebarea e, se poate deduce că cineva a observat universul, pentru că dacă era ca universul să aibă proprietăți cuantice tot timpul, atunci stările de superpoziție cuantică ar fi crescut în timp și ar fi devenit macroscopice foarte repede. Și atunci am fi văzut planete în superpoziție cuantică, galaxii în superpoziție cuantică, oameni în superpoziție cuantică. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Nu-l vedem. Deci din punct de vedere al mecanicii cuantice, cineva trebuie să fi făcut niște măsurători înainte. Cineva trebuie să fi observat universul. Cineva din afară. Cine? Nu neapărat, poate să fie și dinăuntru, conform mecanicii cuantice. Poate să fie, de exemplu, primul om care s-a uitat către cosmos. Da? Imaginează-ți, primul om pe Pământ se uită spre cosmos și toate galaxiile erau în superpoziție cuantică, se uită la ele și în toate ele colapsează. Ok, s-ar putea să fie așa. Pe de altă parte, se poate să fie o altă ființă de pe o altă planetă. Pentru că poate pe altă planetă a apărut o altă ființă, să zicem un extraterestru, el a început să gândească, a început să aibă conștiință, s-a uitat la cosmos înaintea omului, pac, cosmosul a colapsat. Sau se poate ca acest colaps să fie provocat de însăși materie, de materia din jur. Pentru că și asta este una dintre posibilitățile în fizică, este faptul că datorită interacțiunii dintre obiectul cuantic și mediul înconjurător, datorită acestei interacțiuni are loc colapsul cuantic. Deci se poate ca primele stări de superpoziție să fi crescut, la un moment dat însă universul a devenit din ce în ce mai fierbinte, de fapt el a fost mai fierbinte la început și după aceea a devenit mai rece. Dar hai să spunem că a interacționat mai bine cu materia din jur care era fierbinte și datorită acestei interacțiuni a colapsat. Tot așa cum, încă o dată, cred că poți să-ți imaginezi foarte multe lucruri, inclusiv teoria multiversurilor a lui Everett, iarăși este o soluție la acest paradox al colapsului cuantic. Adevărul este că nu știm. Tot ceea ce am vorbit acum sunt teorii, supoziții, ipoteze. Cristi, vreau să te duc puțin pe un tărâm foarte controversat, și anume clasicul conflict dintre știință și religie. Știi bine că au existat oameni de știință care s-au intersectat, să spunem așa, cu religia. Mă gândesc la câteva exemple. Isaac Newton, Roger Bacon, un om de știință al evului mediu care s-a preocupat de optică, Nicolaus Cusanus și Blaise Pascal. Dar e și foarte interesantă povestea lui Georges Lemaître, sper că pronunț bine. Da. Cel care, fiind preot catolic, a descoperit sau a propus această teorie pe care noi o cunoaștem sub numele de Big Bang. Cum te raportezi tu sau cum vezi tu această legătură și acest conflict între știință și religie? Sunt compatibile, se pot întâlni sau trebuie neapărat să ne alegem o tabără? Nu trebuie neapărat să ne alegem o tabără, mai ales că
și unii și alții trăim în ambele lumi. Adică eu cred că toți oamenii de pe pământ au anumite credințe și pe de altă parte toți oamenii credincioși trăiesc în lumea materială. Adică trebuie și ei să fie atenți cu asteroidul, cum am vorbit, trebuie și ei să fie atenți cu virusul, trebuie să fie atenți unde merg pe stradă, să nu cadă într-o groapă, pentru că sigur va acționa legea lui Newton, care spune că, ok, toate lucrurile când îți cad din mână se duc în jos și deci dacă vei cădea într-o groapă, te vei duce în jos. Deci, cumva, toți trăim în ambele lumi. Însă îmi place de Lemaître, pentru că l-ai menționat, pentru că el încearcă să păstreze oarecum separate cele două lumi. Asta s-a întâmplat pentru că el a descoperit Big Bang-ul. El ce a făcut? A luat ecuațiile lui Einstein când au apărut ele despre curbura spațiului, curbura spațiu-timpului de fapt, și de acolo a dedus că universul ar fi putut avea un început. Și dacă a avut un început, fiind preot, a spus ok, în esență ar fi putut să aibă un creator. Ideea asta i-a plăcut atât de mult papei, încât papa imediat a ieșit în față și a spus public: uite, știința a demonstrat că universul are un creator, pentru că a existat un Big Bang și cineva trebuie să fi creat universul la Big Bang. Și atunci Lemaître a făcut un pas în spate și a spus: nu, știința nu zice așa ceva. Știința spune doar că universul a avut un început. De aici nu trebuie ca să deducem că a avut neapărat un creator. Și a făcut un pas în spate, am impresia că i-a scris o scrisoare papei, dar atitudinea asta mi se pare cea corectă, adică să nu le amestecăm, să nu amestecăm cele două tărâmuri. Și există acest pericol de a le amesteca atunci când religia încearcă, de exemplu, foarte mult să obiectivizeze credința. Sau când, de exemplu, știința, pe de altă parte, încearcă foarte mult să spună care este sensul vieții sau care este direcția în care să mergem în viață. Ori adevărul este că știința, în esență, spune ce este lumea. Nu spune cum ar trebui să fie lumea. Cum ar trebui să fie lumea rămâne întotdeauna la atitudinea noastră. Din cauza asta, atunci când reușim să separăm aceste două lucruri și să le păstrăm separate și să lucrăm cu ele atenți, atunci nu e niciun fel de problemă. Putem să trăim în amândouă tărâmurile și avem dreptul ca să trăim în amândouă tărâmurile, și cele mai mulți dintre noi așa fac și așa este normal să se întâmple, pentru că știința are limitele ei, și trăim liniștiți în ambele tărâmuri, fără ca să provocăm tot felul de asperități nenecesare. Cristi, pe tine ca om de știință și ca fizician, am văzut că te-a preocupat teologia unui părinte din Biserica Ortodoxă, din Biserica de Răsărit, și anume Sfântul Grigore Palamas. Ce te-a fascinat la ce a scris acest sfânt? Da, am discutat cu prietenii mei și ei mă întrebau, zice, ce crezi tu despre energiile necreate ale lui Palamas? Acum, eu am citit multe părți din Filocalie și la un moment dat l-am căutat special pe Palamas și am încercat să înțeleg ce vrea să spună el despre aceste energii necreate. Deci asta a fost intenția mea, mai mult de a da un răspuns prietenilor mei. Pentru că, în esență, mie nu-mi pune vreo problemă. Adică nu-mi pune niciun fel de problemă, pentru că știu că sunt două tărâmuri. Și asta este, în esență, ce am descoperit la Grigore Palamas. Adică, atât cât am înțeles eu, că nu sunt teolog, atât cât am înțeles eu, energiile create reprezintă materia din univers, este ceea ce studiem noi la fizică, atomii, electroni, materia din univers, da? Și energiile necreate, spune Palamas, este forma sub care divinitatea comunică cu omul. Este o altă formă, o formă duhovnicească care nu are de-a face cu legile astea matematice ale universului și așa mai departe. Deci el reușește să creeze aceste două paralele care rămân paralele și nu îi se intersectează și nu pun probleme. Și atunci lucrurile cumva sunt mai liniștite. Un exemplu este lumina de pe tabor, care este, spune Palamas, o energie necreată. Din cauza asta au văzut-o numai unii dintre ucenici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că muntele unde s-a schimbat Iisus la față, ca să știe. Da, și la schimbarea la față. Da. Și asta înseamnă că lumina respectivă nu era făcută din fotoni, din particule, așa cum e făcută lumina obișnuită. Da? Lumina aceea nu era o undă electromagnetică.
așa cum este lumina care vine de la bec. Era cu totul altceva. Păstrează cele două lucruri paralele, Palamas, și asta, asta e bine, cred. Pe de altă parte, atenție, asta nu înseamnă că energiile necreate de care vorbește Palamas vor fi măsurate în juli, așa cum vor fi măsurate energiile obișnuite. Pentru că nu, e cu totul altceva. Și tocmai asta este punctul. Nu trebuie să-l certăm pe Palamas și să-l întrebăm, ok, dar spunem câți juli au energiile respective. Nu, asta era ideea. Ai spus foarte frumos acolo în carte, dacă îmi dai voie să te citez. Cineva care privește critic Biblia o face pentru că mintea lui o cere, iar cineva care se adâncește în rugăciune o face pentru că inima lui o cere. Și tot acolo ai explicat o experiență frumoasă pe care nu vreau să o divulg, ci vreau să o las cititorilor să o cunoască, despre o întâlnire de-a ta în Olanda cu un călugăr ortodox, cu părintele Siloan. Deci, dar nu era călugăr, era preot ortodox. Era preot. Oh, ok. Cristi, vreau să ne mai explici puțin, tot așa în această sferă a raportului știință-religie, diferența între a crede și a te încrede. Este vreo, să zic așa, o corelație între cele două sau două abordări cu totul diferite ale credinței? Da, eu personal le numesc că sunt niște cuvinte până la urmă. A te crede și a crede și a te încrede. Sunt două cuvinte pe care eu le folosesc cu sensuri puțin diferite și pe care le-am adunat în fraza următoare. Un preot crede în Dumnezeu și se încrede în știință. Ce înseamnă că te încrezi? Te încrezi într-un lucru atâta timp cât vezi că el funcționează. Atunci când nu mai funcționează, îl dai la o parte. Așa este, așa lucrează știința. Eu mă încred în știință pentru că văd în momentul când mă urc la mașină și mut volanul spre stânga, mașina o ia la stânga. Asta înseamnă că legile mecanice funcționează, că legile electromagnetismului care sunt cu electricitatea de la electromotor funcționează, înseamnă că legea lui Pascal cu presiunea iarăși funcționează, pentru că acolo sunt și niște presiuni și niște lichide de frână atunci când pun frână. Deci în momentul când eu merg cu mașina, eu mă încred în legile științei. Și mă încred în legile științei, atenție, atâta timp cât ele funcționează. Și de cele mai multe ori, din fericire, funcționează. Adică ajung cu siguranță, ajung în siguranță, bineînțeles dacă și conduc cu atenție, da? Ajung în siguranță la punctul la care vreau să ajung. Asta înseamnă, și de asta este parafrazarea mea, un preot crede în Dumnezeu și se încrede în știință, adică vede și el că legile științei funcționează. Păi ok, hai să le folosim în continuare. Când îi se strică mașina, ce face preotul? Se duce la garaj, ca orice alt om. Spune, domnul mecanic, nu vă supărați, vedeți ce are mașina asta. Pentru că se încrede că mecanicul îi va repara mașina și mașina va funcționa mai departe conform legilor științei. Cristi, ai spus mai devreme despre limitele științei. Știința ar avea anumite limite. Și am văzut că tu le pui sub forma a două probleme. Problema realității și problema conștiinței. Cum vine asta? Da. Problema realității este întrebarea de ce există ceva mai degrabă decât nimic. Și problema conștiinței este de ce simțim. De ce simțim? În filozofia modernă, asta are un termen care se numește qualia. Qualia este capacitatea de a simți ceva. Și atunci trebuie să le luăm pe rând. De ce există ceva mai degrabă decât nimic? Este o întrebare la care știința nu poate răspunde prin instrumentele pe care le are. Și la a doua întrebare va fi la fel. De asta spun că este o limită pentru știință, pentru că să luăm prima întrebare, de ce există ceva mai degrabă decât nimic? Știința are niște instrumente cu care descrie ceea ce este. Acele instrumente sunt ecuațiile, în special limbajul naturii, așa cum spunea Galileo Galilei, este matematica. Deci are niște instrumente ecuațiile, are niște instrumente de măsură, aparatele de măsură, detectorii și așa mai departe. Da? Ei, prin aceste instrumente, știința dă răspunsuri la întrebări despre univers. Însă, ca să răspunzi la întrebarea de ce există ceva mai degrabă decât nimic, tu atunci trebuie să dai la o parte universul împreună cu toate instrumentele astea. Pentru că nu poți să folosești instrumentele astea să dai
răspunsul la întrebare de ce există ceva. Pentru că ceva-ul încă nu există. Nu ai dreptul să le folosești pentru că nu există. Nu poți să răspunzi matematic pentru că matematica încă nu există. Și de asta cred eu că știința, sub forma în care este la ora actuală, nu văd cum ar putea da răspuns la întrebarea asta. La fel și la următoarea întrebare. De ce omul simte durerea? De ce omul are qualia durerii? Ce reprezintă qualia? Qualia reprezintă în esență capacitatea unui semnal de a fi simțit. Da? Îmi aduc aminte că am avut niște discuții când eram student cu cineva de la medicină și el îmi spunea așa, durerea, zice, este un semnal care pleacă de aici și e un semnal electric. Și într-adevăr, dacă cineva mă lovește pe mână, primul lucru care se întâmplă este că un semnal electric pleacă de la neuronii de la mână până ajunge la creier. Până ajunge la creier, eu nu simt nimic. Deci nu e niciun fel de durere. Nu e niciun fel de durere până când ajunge semnalul la creier. Deci el, de la formare și în zona lui de transport, el este doar un semnal material. Doar un semnal material. Un semnal electric descris de niște ecuații, nu știu ce. După care el ajunge în creier și acolo este interpretat de creier. Și creierul spune, păi mâna asta este importantă pentru tine, mâine trebuie să scrii o carte importantă pentru omenire și încep să suferi. Cum așa? Nu poți să mai scrii mâine cartea aia din cauza mâinii. Și apare suferința. Și apare, bineînțeles, și durerea fizică, pentru că durerea fizică este ceea ce simți tu. Deci, practic, semnalul acela electric a fost transformat în creier în durere fizică, ceva ce tu simți, iar durerea fizică mai târziu se poate transforma în suferință. El, acel semnal electric, a căpătat o calitate adițională, pe care filozofii o numesc qualia, o calitate adițională. Qualia vine de la calitate. Calitatea de a fi simțită. Există și alte qualii pe care noi le avem. Culoarea, de exemplu, roșu, filozofii spun asta, da, e tot o qualie, pentru că noi vedem o undă electromagnetică care are o anumită frecvență, da, în jur de 600 de nanometri, lungimea de undă, pardon, o vedem sub forma de culoare roșie, deci avem senzația culorii roșii. Plăcerea este tot o qualie. Ei, și lumea omului este formată din multe astfel de qualii. Acum întrebarea se pune în felul următor. Cum de există aceste qualii în lumea materială? Poate știința să răspundă de ce omul simte durerea? De ce omul simte durerea? Poate omul să răspundă la întrebarea asta de ce omul simte durerea? Știința, pardon. Poate știința să răspundă la întrebarea de ce omul simte durerea? Pentru că știința atunci trebuie să ia semnalul ăla electric, trebuie să-l analizeze și în creier și în toate ecuațiile alea care sunt, la un moment dat trebuie să găsească un termen care spune ok, deci acum omul va simți durerea. Dar stai puțin că, din punct de vedere logic, ecuațiile alea puteau să descrie comportarea fizică a semnalului electrice fără ca acele semnale electrice să simtă durerea. Adică ar fi putut să fie așa. Și atunci, cred eu, și mă rog, sunt și alți filozofi care cred același lucru, și anume că știința sub forma sub care este acum nu poate să explice de ce omul simte durerea. Nu poate să explice pentru că instrumentele ei, matematica, nu pot să explice lucrurile, nu pot să dea o cauză naturală și logică. Adică să ți se pară logică, uite domnule, da, într-adevăr trebuie să simți durerea și durerea trebuie să aibă o anumită intensitate, da? Tu poți să modelezi matematic, poți să modelezi, de exemplu, foarte simplu reflexul. Reflexul se poate modela matematic, da? Dacă lovești, să spunem, un anumit mușchi, atunci celălalt mușchi reacționează. Acesta este un reflex, adică semnalul electric se duce la niște neuroni, neuronii respectiv transformă semnalul într-un alt semnal, după care se întoarce la neuronii motor și dă semnalul, acela semnal electric, la mușchiul respectiv se deschidă mâna. Ei, reflexele acestea pot fi modelate despre știință, dar nu înseamnă că acel reflex pe care îl ai trebuie să vină și cu senzația de durere. Asta nu, adică poți să ai efectiv reflexul fără să ai senzația de durere. Și de asta spun că și asta este o limită în știință. Qualia este o limită pentru știință? Sau, mai bine, mai larg, așa vorbind, conștiința în sine. Aș vrea să concluzionăm cu un citat tot din tine. Cred că o să încep să spun fizicianul și scriitorul Cristian Presură. Un citat meditativ în care ai scris așa:
Este oare omul făcut să înțeleagă tot adevărul lumii materiale? Este oare omul în stare să explice de ce există ceva mai degrabă decât nimic? Cu asta intrăm pe tărâmul filozofiei de care știința s-a desprins acum sute de ani. Cine știe, poate că este momentul să se întoarcă. Cristi, eu îți mulțumesc mult pentru invitație. Cred că am atins niște subiecte de actualitate și cu care cred că am ridicat mai multe întrebări ascultătorilor. Și încă o dată îți mulțumesc foarte mult că mi-ai oferit această ocazie, iar celor care ne urmăresc, le recomandăm să intre pe pagina ta. Canalul de YouTube se numește Cristian Presură, unde acolo veți găsi o grămadă de abordări și științifice, dar nu numai. Și sper să ne revedem într-o altă ocazie cu mare drag. Da, da, da. Și dacă vor, pot să citească mai multe în ultima mea carte. Și le recomandăm, sigur, le recomandăm ultima carte. Da. O călătorie personală prin religie, fizică și neuroștiință. Să nu se sperie de titlu. Bine, la revedere! Dragii mei, mă bucur că ați ascultat până aici. Cam atât a fost despre acest minunat podcast în care, după cum ați văzut, s-au discutat subiecte cu foarte mare rezonanță pentru actualitate și în cele ce urmează vreau să vă recomand Clubul Marilor Cărți, o comunitate minunată în care se discută și se dezbat cele mai mari edificii culturale, cele mai importante și fastoase opere, în care vreau să-i amintesc doar pe câțiva dintre mari autori care vor fi dezbătuți la această comunitate, și anume Dostoievski, Dante Alighieri, Alexis de Tocqueville, Thomas Hobbes și mulți, mulți alții. Vă invităm cu mare drag. Iar pentru canalul meu de YouTube, dacă sunteți curioși și vreți să aflați mai multe despre activitatea pe care o întreprind eu, puteți să căutați pe YouTube Amatorii de Cultură și acolo veți găsi diverse materiale și la fel o grămadă de subiecte. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată. La revedere!